insultă pentru un bărbat evreu. Now the Jewish people believe that the pig was an unclean animal. Evreii consideră porcul un animal necurat. They could not eat it, they did not farm it, they did not have it in contact with it. Ei nu mănâncă porc, ei nu cresc porci în gospodărie, nu vor să aibă nimic de-a face cu porcul. But the only job this man could find was feeding the pig. Singura slujbă pe care acest tânăr evreu a putut-o găsi să păzească porcii. It's like a vegan who got the only job found in a meat shop. Este ca un vegan care singura slujbă pe care și-ar găsi-o ar fi într-un abator de carne. It was a great insult to this man. E o mare insultă pentru el. But it's the only thing he could find. Dar asta e singura slujbă disponibilă. And he had to live with the pigs. Și a trebuit să trăiască acolo în mijlocul porcilor. He had no more shelter. Nu mai avea adăpost. Nobody loved him. Nimeni care să-l iubească. And he had no food. Și n-avea de mâncare. Matter of fact, he longed for the pig's food. Își dorea până și mâncarea porcilor. But his body could not digest it. Însă acea mâncare nu este digerabilă de către om. The Bible says that he was so bad off that he was wanting the pig slop instead. Și atât era de flămând încât ar fi mâncat din turaca porcilor. He was in desperate need. Era o avea nevoie disperată de ceva. The Bible says that in verse 17 that he finally came to himself. Dar Biblia ne spune versetul 17 că tânărul acesta și-a venit în simțiri. In other words, he started to realize something in his mind. A început cu mintea lui să-și dea seama ce se întâmplă. He remembered how nice home was. Și-a adus aminte cât de bine era acasă. He remembered that even his father's servants had plenty of food. Și-a adus aminte că până și slujitorii tatălui său aveau mâncare din belșug. And he started to remember how good life was with living under his father. A început să-și aducă aminte cât de bine se trăia acasă la tată. And so he came to the point of being sick and tired of being sick and tired. Așa că a ajuns în momentul în care a zis, de ajuns cu toate aceste nenorociri. He was exhausted trying to fix things himself. Era epuizat încercând să rezolve toate problemele singur. He realized that the only hope for him was to go home. Și-a dat seama că singura lui speranță e să se întoarcă acasă. And so he came to that point where he decided, you know what, I'm going to go home and apologize to my father. Așa că într-o zi a decis, mă voi duce acasă și îmi voi cere iertare tatălui. He realized how good he did have it when he was at home. Și-a dat seama cât de bună a fost, de fapt, viața lui acasă la tată. And he realized that he had messed up. Și-a dat seama că el a făcut praf cu ce-a avut. He realized that he had sinned against his father. Și-a dat seama că a păcătuit împotriva tatălui. He realized he was no longer worthy to be called a son. Și-a dat seama că nu mai poate fi, nu mai e vrednic să fie fiul. And so he was going to ask his father if he could just be a servant, be a slave. Dar a avut de gând să-l roage pe tatăl său măcar argat, slujitor în casă să-l cheme. And he realized that his only hope was to return home. Singura lui speranță era să se întoarcă acasă. But the man, thought about it. He got up and he went home. Mai că vedeți, el nu s-a gândit doar la lucrul acesta, ci s-a sculat și a plecat. He got out of the pig pen and he started to take a step home. A plecat din cocina porcilor și a început să pășească pe drumul spre casă. He had to turn his back on his old way of living. Și a întors spatele la tot ceea ce a însemnat viața lui mai înainte. And he had to head back home. Și s-a întors cu fața spre casă. See, he had to leave all that pig swine behind him, all the pig slop, he had to leave it behind. A trebuit să lase porcii și porcăriile în urma lui. And he was wanting to return home just to see his family. Pentru că vrea să se întoarcă acasă să-și vadă familia. He didn't merely think about it. He got up and he started walking. Nu doar că s-a gândit la aceste lucruri, ci s-a ridicat și a plecat spre casă. And the Bible says that while he was walking and he was still a long ways off, his father saw him. Dar Biblia ne spune că pe când era el încă departe, tatăl lui l-a văzut. In other words, the father was looking for him the whole time. Înțelegem de aici că tatăl de fapt scruta zarea să-l vadă pe fiul. And all of a sudden, the father saw his silhouette come across the horizon. Și într-o zi, tatăl vede silueta fiului la orizont. And his clothes were all muddy and ripped apart. Hainele sfâșiate și murdare. He did not come home the same way that he left. Copilul acesta nu se întorcea acasă la fel cum plecase. All his clothes were barely hanging on. Probabil că hainele abia mai atârnau.